Ce faceți, cum sunteți? Vă spun sincer că video ăsta am vrut să-l fac despre un tâlhar pe care l-am prins. E pe YouTube-ul meu. Am prins un tâlhar. Cu ajutorul cuiva de data asta. Îi mulțumesc frumos. Însă am avut niște discuții ieri, că nu mai pot să zic astăzi, că deja s-a trecut în cealaltă zi. Dar am avut niște discuții ieri legate de video pe care l-am publicat în legătură cu pastorul Iosif Anca. Și, nu știu, parcă trebuie să dau prioritate la subiectul ăsta, tot cu Iosif Anca. Adică nu mă pot muta dincolo. Nu pot încă să vă arăt ce tâlhar am prins pe YouTube. Încă nu vă pot arăta, dar următorul video sper să fie despre chestia asta. Așa, ca să vă dau un punct de reper, cine e tâlharul? E un pastor din Lugoj. Da? Bun. Ok. Înainte ca să comentez subiectul și tema de astăzi care au legătură cu pastorul Iosif Anca, vreau să zic următoarele chestii. Nu știu la ce mă uit și eu la emailuri acum în timp ce mă filmez. Eu când văd aici ce oameni, eu vă zic serios. M-am obișnuit cumva să scriu numele persoanelor pe care le blochez, dar la un moment dat am ajuns să blochez fără să mai scriu. Pentru că nu, voi nu meritați, mă, ăștia care vă blochez. Voi nu înțelegeți o chestie, voi chiar atât de disfuncțional sunteți, adică nu puteți să pricepeți că voi dacă mă enervați, pentru că comentați într-un mod exagerat de analfa, eu vă blochez. Voi nu înțelegeți? Adică dispreți de pe platforma mea, adică de pe contul meu, că nu e platforma mea YouTube. Ce sunteți așa de grei de cap? Adică scrieți ridicol, știi? Nu știu la ce mă și eu, că mi-am adus laptopul că trebuie să dau play din nou la un mesaj spus de fratele pastorul Sivan, ca și stau cu laptopul în față și te văd că mă apare aici mail-uri. Cât de ridicol puteți fi. În fine. Păi dacă și pe fratele Leo Sivan, că l-am criticat, apă mă eu și mă arunc de la subteran cu prima ocazie. Mai lăsați să mă și dați în pace. Mai că n-are rost eu să mă enervez așa tare, știi? Că voi sunteți ăștia care comentați ăia și mă amenințați, sunteți așa, n-are rost, mă. N-are rost. Da, nu, că... Se inspir, se expir. Stați, dați-mi 2 secunde, vă rog frumos, dați-mi 2 secunde, că asta e. Când ai surplus de nervi, știi? Bun. Vreau să spun următoarele, înainte ca să comentez și să analizez așa mai profund cumva situația asta cu pastorul Sivanca. Rog frumos persoanele cu care am vorbit ieri, în legătură cu video pe care eu l-am postat cu Iosif Anca, rog persoanele să nu se simtă jignite, să nu se simtă nici cum. Adică eu am vorbit cu niște persoane, cu o persoană chiar mai mult. Și cu siguranță, cum o gândi persoana aia, gândesc altele. Adică nu numai persoana respectivă, tocmai de aceea vreau să aduc în discuție. Numele nu o să-l dau, pentru că eu dacă promit cuiva că rămâne confidențial, pe confidențial rămâne, da? Așa, numele nu o să-l dau, însă o să folosesc mesajele, informațiile pe care mi le-a oferit persoana respectivă, plus încă alte persoane, o să le folosesc, o să le incorporez cumva în dialogul ăsta meu, care de fapt e un monolog, pentru că vreau să vedeți ce am auzit eu și ce mi s-a spus și vreau să-mi spun și o părere. Și după aia, probabil, o să se încheie capitolul ăsta cu Iosif Anca, dacă nu se mai apară și alții povești. Dacă nu mai apar, o să rămâne acest subiect închis, eu numai. Deci am rămas, dizam, n-are rost, n-are rost, să vă zic imediat. Deci, doar atât am să zic pentru început, persoanele cu care am vorbit, adică care m-au contactat, indiferent unde am vorbit, asta nici nu are importanță acum, și să o dezvolta subiectul ăsta de pastorul Iosif Anca, vă spun foarte sincer și știți că sinceră, comod, adică nici mai are rost să zic, apoi ori sincer, ori nu mai vorbesc, știi, ceva de genul la mine, să țineți cont că nu aveți pentru ce să fiți supărați sau supărați după ce auziți video ăsta. Eu doar îmi spun punctul de vedere. La fel cum voi mi l-ați spus pe a vostru, mi-l expun și eu pe al meu public. Bun. Ca să mă înțeleagă un pic publicul despre ce vorbesc, vă rog frumos să țineți minte că ieri am pus un video cu pastorul Iosif Anca. Mai exact, am dat play, adică v-am dat să auziți și voi, da? Ce declarații a făcut pastorul Iosif Anca de la Biserica Betel din Arad, ce declarații au făcut în legătură cu oamenii care vor să se căsătorească. În alte cuvinte, eu zic după cum am înțeles eu, dânsul ar fi condamnat persoanele
care doreau să se căsătorească și exista o diferență majoră de vârstă între ele. Adică, dacă un bărbat de 40 de ani vrea să-și ia o domnișoară de 20 de ani, e păcat. Bine. Eu chiar vreau să vorbesc direct la subiect, să nu mă abad, dar nu pot. Nu pot, mă, că zici că atât îmi vin idei și atâta noroc că mă registrez cu telefonul, că de mă registram cu laptopul, nu mă opream vreo două ore, cred că vorbeam așa ca o moră străcată, că nu știi, adică n-ai cum. Dar mi-ar fi plăcut așa să mai aud că spune unul altul câte un pas, știți? E păcat să iei fete sub 18 ani. E păcat să le iei, să le legi gravide. Mă, din astea n-auz. Din astea n-auz, dar e păcat, știi? Unul de 40 și de 20. Bine, frate, pastor Iosivan, că așa ai zis, că e păcat, că vezi, Doamne, ei au un interes altceva, de parcă dumneata, pastore Iosif Anca, de parcă dumneata, și îmi pare rău că astăzi o să vorbesc un pic mai nervoasă, că îs nervoasă, știi? Îs, no. Și mie, dacă nu-mi iasă ceva în viața asta, nu-mi iasă să mă prefac, nu știu de ce, nu îmi iasă, no. Te rog frumos, sorry, că de data asta sunt un pic mai spicy, nu pot să fiu caz noapte, deși așa, acum e foarte târziu, de fapt, trebuie să dorm, dacă nu pot să dorm, asta e viața. Așa? Și interesant, frate, că dumneata și știi ce e în sufletul oamenilor. Cum, de fapt, mulți dintre voi aveți impresia că știți că numai ăla cu aia se poate iubi, voi trageți așa niște linii, voi faceți niște calcule, excludeți foarte mulți factori de zici că voi, de zici că în voi sunt toate inimile oamenilor, de zici că voi puteți cântări și cuantifica iubirea. Eu v-am mai spus, mă repet și întreb din nou, să mă arate și mie cineva ecuația sau formula cuantificării iubirii, că vreau și eu să o văd cum arată. Vreau să văd și eu ce, Doamne, nu urmează în oameni de acolo, că nu mi-asă nici cum, cum ziceți voi. Mi-e fix pe dos să mi-asă tot. Când vine vorba de capitolul ăsta, fix pe dos, mă. Interesant, mă, că voi aveți formula iubirii, cuantificării și o nu știu, mă, care e aia, spuneți-mi și mie. Care e aia? Până când nici voi nu urmați cum trebuie. De ce spun asta? Imediat. Imediat dau play și comentez. Ai spus, dumneata, frate Iosif Anca, în 2017, ai condamnat, de fapt, faptul că na, un bărbat care și-a o fată de 20 de ani și l-are 40. Sau ai zis chiar dacă are 30 și el 40, a condamnat până când și o vârstă de 10 ani. Interesant, frate, interesant cum ne atașă, știi, când e iubire și nu iubire. Trecem peste. Din 2017 până în 2022, anul trecut, când te-ai căsătorit cu, adică când te-ai recăsătorit cu o mămică văduvă, așa, au trecut 5 ani cam, da? De când ai condamnat chestia asta și de când dumneata le-ai făcut fix pe invers, no, bun. Eu am întrebat în video pe care l-am postat anterior. Sper să nu-i să-l pun și în primul coment de aici, să pun link-ul să mă asculte cine încă nu l-a auzit și l-a auzit numai pe ăsta direct, că așa nu o să înțelegeți nimic. Deci cine o să mă asculte numai video ăsta fără la alt, o să zică că eu am înnebunit. Deci o să pun link-ul și uitați-vă, bun. Dumneata, anul trecut, te-ai recăsătorit cu o văduvă tânără. Și acum, dumneata, din câte înțeleg eu, te crezi ca fiind o excepție, ca și cum... Știi, deși condamnai în 2017 pe toți care se căsătoreau și era o diferență mare între ei, dar interesant că dumneata le n-ai explicat să fie minore. Nu? La mine era numai diferență. Odată n-am auzut pe cineva să zică, mă, dar să zic așa cum trebuie. Nu mai lăsați însărcinate și nu mai luați, mă, bă, nu mai luați fete sub 18, bă. Eu nu știu cum la oamenii ăștia nu li se blochează. Nu, că mă duc eu și-mi cumpăr o drujbă. Mă duc eu și-mi cumpăr și... Mi-a mai dat și, vai, că mi-a mai dat și genunchiul ăsta de masă și așa, măcar bine că nu-s mai slabă, că era mai slabă deja, mi se și văsea aici rotul ăsta, papă. Nu, că sătana. Bun. În fine, și eu aseară am întrebat în video pe care l-am postat, că ce te-a făcut oare pe dumneata, pastor Iosif Anca? Ce te-a făcut, ce te termina, ce ți-a schimbat gândirea, încât în... 5 ani de zile, dumneata, ai reușit să faci contrarul celor predicate în 2017. Adică dacă în 2017 acuzai bărbață, care și o fete mai tânere ca ei, și cu 10 ani, mitale și 10 ani ai condamnat. Eu nu-s de acord cu mitale la ideea asta, nici să mă împuști. Nu-s de acord, frate, dar n-ai cum, nu. Iubirea asta atât e un subiect de complex. Dar n-ai cu cine, că la cine să zic? La cine să zic? Că pe cuvântul meu, dacă aș ști, că ați fi pregătiți să auziți de fapt unele subiecte pe care aș vrea să le dezvolt, aș face niște videouri cu niște teme, dar știu că publicul nu e pregătit, știu că publicul ți-ar băga sulița în tine și atunci eu nu vorbesc. Vorbesc mă așa, auziți-vă pe la amvon și știi, mă limitez la atâta, că cum poți aduci în subiect anumite teme când știi că poporul nu e pregătit, îți dă numai în cap, știi?
Eu și acum am făcut un scurt video cu fratele Osivanca și primesc aici că judecă, nu știu ce, că ard în foc. Dacă la atâta vorbește lumea în halul ăsta, da, păi să mă apuc eu să dezvolt subiecte complexe pe YouTube, dar n-ai cum și n-ai cu cine. Nu ai. În fine. Și am pus întrebarea aia, că ce te-a făcut pe dumneata să te răzgândești și să-ți schimbi gândirea din 2017 până în 2022? Adică de ce dumneata te-ai căsătorit? Eu asta am vrut să înțeleg. Eu nu te-am condamnat. Doar am căutat să înțeleg de ce dumneata te-ai căsătorit cu o văduvă tânără. Și diferența e foarte mare între voi, frate. Asta nu e problema. Problema e și a zis mitale. Problema e că mitale ești pastor, problema e că mitale te duci în fața bisericii, frate Iosif Ivanca, și problema e că mitale plus alții influențați lumea. Și o influențați într-un mod cam negativ, știi? Un stil așa pasiv-agresiv, dacă pot să zic. Dar voi credeți că tot e bun spre slava Domnului? Nu că trebuie să mă să-l blochez pe omul ăsta, deci... N-ai cum, deci omul ăsta, eu... Bă, ăsta care te cheamă Ioan Ionic, acum deja mă enervez aici. Ioan. Hai că te blochez. Hai că te blochez, că ăsta mă amenință rău de tot. După ce termin video ăsta, trebuie că n-ai, dar n-a, ca să vedeți. Să vedeți oameni. În fine. Bun. Uite cum mă buruie și eu cu laptopul ăsta, dar ce să fac? Laptopul mi-e în partea asta, telefonul aici și cântă-vă că mă apare mail-ul. Deci, uite, vorbesc eu 11 minute și 11 minute, 4 amenințări. De la și la șom. Că să vedeți pe și când vreodată aș putea eu să dezba subiecte mai interesante și mai complexe decât astea ce le-au zis la învoanie, când, că publicul nu-i pregătit, mă, nu-i pregătit, dar în fine, trecem peste. Și eu, adresându-ți întrebarea asta, frate, Iosif Ivanca, am zis așa că aștept să văd dacă dumneata binevoiești să ne răspund și nouă, știi? Să ne răspund și nouă și să ne spui ce te-a făcut să te gândești, ce factori, ce situații te-a făcut să te gândești, știi? Că nu. Totuși, știi, să te căsătorești cu o văduvă tânără, știi, când dumneata ai anii pe care ai, totuși și asta trebuie, în special că ai predicat din față, în special că pe ești, cred că am rămas, că voi aveți influență. Voi aveți influență, voi mergeți și vorbiți ce vreți, dar după aia nu mai trebuie să reparați. Asta credeți voi. Bun. Acum am fost anunțată, cred că de vreo două, trei persoane, că de fapt s-a oferit un răspuns publicului, de care eu vă spun sincer, n-am știut, îi dau play acum să-l ascultați voi. Îi cât e? Îi 1:47. Mulțumesc celor două sau trei persoane, nu mai știu acum că-s așa. Le mulțumesc că mi-a trimis sursa originală, așa, că eu nu umblu cu făcătuși cu din astea. Dau play să ascultați ce răspuns o dat, de fapt, ce răspuns a oferit pastorul Iosif Ivanca în legătură cu mariajul lui și pe urmă o să comentez, că n-am cum să nu comentez, adică mă refer, o să vă spun eu ce părere am eu, știți? Și apoi mă puteți amenința cu oricum mă duc și vă blochez, adică ce... Ascultați-vă, rog frumos, și spune pastorul Iosif Ivanca. Har și pace. Da, o explicație este... Acum nu știu că... Ceea ce am afirmat acolo, cred și acum. Că nu este normal, de exemplu, ca un bărbat de 40 de ani, fie necăsătorit, să ia o fată de 20 de ani. Ceea ce este în cazul nostru, este cu totul altceva, deși nu-i 20 de ani diferență între noi. Eu am luat o mamă văduvă a 12 copii. Corect ar fi cine transmite poza asta să vadă și trupa asta minunată de copii la care m-am băgat să fiu tată. Și dacă cineva mai știe, mulți bărbați care au luat văduve cu peste 10 copii, aș vrea să-mi facă și mie cunoștință cu ei. Cu siguranță că or fi, dar foarte puțin. Ca să-mi cunosc și eu frații de cruce. Deci, este o mare diferență în a lua o fată tânără sau chiar o nevastă tânără, doar așa de dragul de a avea o nevastă mult mai tânără și respectiv a lua o mamă cu atâția copii. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea durare și har. Și puteți eventual să dați și la alții acest răspuns care vi l-am oferit acum. Și Domnul să binecuvinteze pe fiecare și mai spun ceva în încheiere. Să se roage toți, să nu treacă pe unde a trecut această soră și să le păstreze Domnul la toți, soțiile și soțiilor să le păstreze soții. Dumnezeu să vă dea îndurare și har. Har și pace. Atât a fost, da?
Eu sper că ați auzit. No, mi-e bun, haideți să vă zic eu ce am înțeles. Care e mai așa cu cârceșă și cu dietate mai. Cu dietate mai. No, bun. Ah, de mine că eu nu știu cu ce să încep. Ok, acum o să fac referință la dialogul pe care l-am avut cu o persoană legătură, adică cu o persoană care mi-a trimis video-ul ăsta, da? Mi-a trimis două sau trei persoane, dar cu o persoană a dezvoltat subiectul. Și persoana mi-a zis așa, da, pe măi, Naomi, adică eu redau cum îmi aduc aminte, da, esența e la fel, deci nu o să stric esența, da, acum nu mă apuc eu mutamul, da? Și-a zis așa, fratele ăsta, sigur, o luat-o pe sora văduvă, o luat-o în căsătorie, chiar dacă a fost diferența asta mare, pentru că, vezi, Naomi, el nu a luat-o așa numai, el a luat-o cu 12 copii, pentru că persoana asta, de fapt, i-a ascultat conversația, da? Bun, asta nu e o problemă, stați că mergem mai departe. Și că, no, a luat-o să o ajute, știi? Dar la care zic eu, dar numai așa putea să o ajute? Adică tu nu poți să ajuți fără să nu te căsătorești? Sau de acum pe oricine ajuți, tu ce facem aici? Promovăm ce secte? Promovăm care au câte 100 de femei? Sau ce? Că nu. Eu știu că se poate ajuta și fără să nu te implici emoțional, da? Dacă tu chiar numai asta vrei să faci, să ajuți. Nu, nu, eu nu zic. Persoana asta așa mi-a zis. Eu nu zic asta, dar poate el prima dată pe primul loc o căutat să o ajute și pe urmă cumva i s-o făcut milă și probabil după aia o fi plăcut de ea. Iată să că eu, e bine să iei pe cineva de milă? Adică cum să iei pe cineva de milă? Știți numai ce îmi pare rău și îmi pare foarte, foarte rău? Că nu pot să folosesc un exemplu pe care eu îl știu și îl mai știu și alții care mă cunosc pe mine și din motivele astea eu nu pot să-l divulg online nici măcar fără nume. Pentru că dacă aș vorbi despre el, automat aș crea un disconfort într-un cuplu încât oamenii mâine ar fi la divorț. Iar eu nu caut asta. Știi? Eu nu caut asta. Însă mi-aș fi dorit să vă dau exemplul ăla. Să vedeți când luatul ăsta din milă nu îi ok. Promovatul ăsta cu luatul din milă nu îi ok. Că poate avea niște repercusiuni foarte, foarte grave. Ok. În fine, ce am încercat eu să vorbesc cu una dintre persoanele care mi-au trimis video ăsta, adică cu răspunsul pastorul Iosivanca, dar nu răspunsul la întrebarea mea, să nu vă gândiți la asta, nu, răspunsul ăsta am dat play la un video care îi postat pe data de 30 martie 2022. Deci să nu credeți că vă mint eu și vă spun că de fapt ăsta e răspunsul pe care mi-l-a dat mie, nici vorbă. Ăsta e răspunsul pe care l-a oferit publicului pastorul, era să zic Cristian Pomohaci, doamne, Iosivanca, da? No, bun. Și eu am încercat să-i spun la persoană, încercat să-i spun, știi ce mă nervează pe mine? De ce pastorul Iosivanca nu recunoaște că i-a plăcut fizic femeia asta? Acum, știți cum e? Gusturile nu se discută, din câte am înțeles. Așa am auzit eu pe la mai mulți, că bă, no, ce-ți place ție, nu-mi place mie, sau, și într-adevăr, cam așa e. Însă, dacă vă uitați și scrieți pe Google, pe YouTube, dacă scrieți Lidia Anca, dacă nu greșesc, așa o cheamă pe soția lui, nu puteți, orice gust ai avea la o femeie, nu poți să spui că femeia respectivă e urâtă. Adică nu poți să spui. Sunt unele situații în care oscilează părerile, dar la femeia aia nu poți să spui că e urâtă. Acum nici să faci zâna zânilor, dar nici urâtă nu poți face. Că nu mere, știi? Adică nu mere. În alte cuvinte, am încercat să-i spun acestei persoane cu care am avut conversația despre pastorul Iosivanca. De ce nu recunoaște că i-a plăcut, măi? Eu căzut la inimă, mă scade, uite așa câteodată, vrei, nu vrei. Te pălește de undeva și uite așa, stai și te uiți în gol și te gândești cum s-a putut întâmpla. Că tu, el poate nu intenționa să fie capturat și, știu eu, hipnotizat de frumusețea ei. El poate nu a plănuit. Că nici eu în viața asta nu plănuiesc unele lucruri care mi se întâmplă, da, se întâmplă. N-am ce să fac, trebuie să accept ideea că, Naomi, oricât ai vrea tu să fii de strong, oricât ai vrea tu să-ți impui niște limite, știi, câteodată vine viața și, halo, Naomi, vezi că nu ești chiar așa cum crezi tu, știi, Naomi? Câteodată mai vine viața și bate la un pastor la ușă și zice, halo, vezi că nu e așa cum crezi tu că -i. Vezi că ai zis greșit, dar tu nu te duci înapoi la biserică să spui. Uitați ce răspuns a dat pastorul Iosivanca. Uitați cum multă lume e de acord cu el că, de fapt, el de milă a luat-o. Că
se fie de ajutor, deși ajutorul se poate oferi și din exterior, chiar și din interior, fără implicații intime, să avem pardon. Ce am apreciat însă la persoana cu care eu am dezbătut subiectul ăsta, Iosivanca, și care cumva era mai mult de acord cu el decât eu n-am fost de acord cu ce spunea persoana asta, totuși au zis, Naomi, știi ce e interesant? Că eu mă gândesc că acum cum te zici tu că el nu recunoaște că cam asta ar fi fost ordinea, că prima dată, ca și cum că el chiar s-a îndrăgostit și apoi în capul lui a avut să o ajute, zice, da, cred că acum mă gândesc și eu că vezi, în România, că persoana cu care am vorbit se află în România. Eu acum am văzut ce mi-a zis persoana asta, dacă vrea cineva să-mi confirme că eu nu știu legile de acolo. Întrebați-mă din Irlanda ce vreți, m-am trezit din nou și vă știu tot, aproximativ. Din România, nu prea. Dar uitați ce mi-a spus persoana asta. Că nu-i ca și cum, ok, o fi luat-o din milă și din ajutorul, zis ea la un moment dat, dar totuși mă gândesc că statul român, când un copil rămâne fără un părinte, adică când rămâne orfan de un părinte, statul îi dă, eu nici nu știu cum să zic în bara românești, 5 milioane din aia vechi, eu nu știu de ce tot cu aia vechi mă duc. Deci 500, adică 5 milioane, cred că, da? Din aia vechi. N-am dacă sora asta, văduvă, la momentul când i-a murit soțul, a avut 12 copii, nu știu dacă în ea 12 s-a inclus și băiatul care pe urmă i-a decedat sau nu, să mă scuză că vorbesc așa direct, mă, nu știu cum să zic, dar totuși au fost 11 sau 12 copii. N-au înmulțit voi. Faceți voi 5 milioane ori 11 sau 12 copii să vedeți câți bani se adună. Pe lângă 1000 de euro, dacă nu calculez eu greșit acum ad hoc, nu știu, calculați voi. Mai atent și vedeți. Deci nu-i ca și cum pastorul Iosivanca, luând-o pe ea, compensează financiar, dar nu există. N-avea cum pastorul Iosivanca, zic eu, nu știu, ținând cont de vârsta dumnealui, ținând cont de smerenia pe care o pozează, ținând cont de mulți factori, nu cred că ar fi avut o putere financiară mai mare decât statul. Deci dacă îi adevărat, rog pe cineva să-mi confirme din România, îi așa sau nu e așa, la mămica cu care am vorbit, o rog frumos să nu se supere, nici așa cum nu o cred. Vreau doar să aflu, bă, chiar așa îi? Deci nu vreau să te superi pe mine, știi tu, da? Mă refer la tine, lasă că știi tu la cine. Deci nu vreau să crezi că, Doamne fer, nu îți dau crezare sau nu, nu, nu. Dar vreau să știu chiar așa, e că, uite, n-am știut. Eu n-am știut că statul român oferă familiei îndoliate 500, adică 5 milioane de copil în cazul în care decedează unul dintre parteneri. Însă, dacă partenerul respectiv se recăsătorește, no, atunci ajutorul ăla nu mai e disponibil. Adică nu mai e. Nu-i să mai dau alea 5 milioane. E ceva pachet acolo de compensație pentru nu știu ce. Dar nu mai, oferta se duce. Deci dacă te-ai recăsătorit, din câte am înțeles, nu mai există oferta asta de 5 milioane per copil. No, dacă voi vreți să-mi confirmați, nu știu. Ok. Eu ce vreau să spun, trebuie să mă grăbesc, că mai am numai vreo minute. Ce mă deranjează pe mine la pastorul Iosivanca? Următorul aspect. Eu nu contest că mămica văduvă, când s-o recăsătorit cu pastorul Iosif Anca, eu nu contest că o fi avut 11 sau 12 copii. Nu, n-am cum să fac asta, adică nu sunt idiotă, da? Nu contest faptul că pastorul Iosif Anca a avut ca și, printre intențiile lui, că a avut și intenția să o ajute. Nu contest nici asta, adică eu nu zic că nu a fost așa. Însă ce nu sunt eu de acord? Și pastorul Iosif Anca, sper să te pun un pic pe gânduri vorbile mele, că sunt unii care au zis, da, până nu cred că aude pastorul despre ce spui tu. Stați liniștiți că se prea aude. Stați liniștiți că se prea aude. În felul următor. Eu, dacă aș fi fost în locul acestei mame și aș fi fost căsătorită cu Mitalia, acum doar un scenariu, că așa ceva nu s-ar fi întâmplat niciodată, doar un scenariu. Și aș fi auzit ce ai zis dumneata în public, frate, aș fi divorțat pe loc. Aș fi divorțat. La modul cum gândești și analizezi lucrurile, aș fi divorțat pe loc. Știi de ce, frate? Că nu te-am auzit să spui în preț de 2 minute, că a fost 1 minut și 47 de secunde, răspunsul mitale, foarte scurt. Foarte scurt, că doar... Da. Interesant, în 2017 ai făcut glume sarcastice pe tema asta. Acum, într-un minut și 47, ai făcut un summary foarte scurt, foarte concis, ca și cum mai multe nu trebuie să vă zic că nu. Nici o problemă, frate pastor. Știi ce ai făcut mitale acolo? Te-ai făcut pe martiru. Te-ai făcut pe martiru, frate. Ai zis odată că nu știe nimeni la ce te-ai angajat mitale, lunduț, adică căsătorându-te cu această văduvă. Bine, ai zis în cuvintele astea, esența o prezint.
Și mai mult de atâta, ca să vadă cât ești mitale de martir, ai zis că dacă mai știți voi pe cineva care s-a căsătorit cu o soție care are 10 copii, cel puțin 10 copii, să-mi spuneți și mie ca să-mi salut frații de cruce. Adică dumneata ce a vrut să promoveze aici e martirizarea mitale. O martirizare voluntară. Adică mitale a vrut să pozeze într-un martir. Știi ce aș fi apreciat, frate? Aș fi apreciat să... Deși eu ce zic acum o să fie contestat de mulți, dar pe mine nu mă interesează, adică eu vreau să-mi spun părerea. Pentru că și persoana cu care am vorbit la telefon o zis, Naomi, eu te înțeleg pe tine ce vrei să spui, dar pastorul Iosif Vanca nu-i dator nimănui să spună ceea ce sunt el pentru soția lui și am zis, nu-i vorba de asta. Dar dacă el în 2017 o acuzat și o judecat și o condamnat persoanele care se căsătorește cu vârstă foarte mare, între ele de 10 ani, 20 de ani, ar fi bine acum să se ducă să zică, fraților, nu-i chiar așa. Să poate să iubești și dacă există vârsta asta, diferența asta majoră, să poate să ai feeling-ul și în situația în care știi vârsta e de 10, 15, 20 de ani. Pentru faptul că a făcut o declarație și a predicat subiectul ăsta în 2017, era de datoria lui să se întoarcă înapoi și să rectifice predica, nu? Eu v-am mai spus mai de mult. Dacă eu, de exemplu, greșesc față de o persoană, dacă ne greșesc persoane respective, mai sunt că 10 oameni în jurul ei. Apoi eu când îmi cer sorii de la persoana pe care am supărat-o, fac cumva să știe toate 10 persoanele că mi-am cerut sorii. Nu numai persoana aia. Cu ce mă ajută pe mine să mă duc să-i spun în privat, știi, te rog frumos, iartă-mă că ți-am greșit. Nu. Nu, dacă mai fost încă 10 oameni sau 100 de oameni, fac cumva să știe toți oamenii că mie îmi pare rău pentru că am supărat sau am jignit persoana respectivă. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, să-ți ceri iertare. Nu vorbesc acum din punct de vedere creștinește, logic și normal, așa ca o ființă pe pământul ăsta, când tu greșești față de cineva și chiar regreți, să o regreți din suflet, nu numai sorry, sorry. Mă, lăsați-mă cu sorry din astea. Așa și fratele pastor Iosif Vanca. Nu zice nimeni că trebuie să meargă să zică, vai, tătăzoasă și înceapă predica la amvon, o iubesc pe soția mea, o iubesc pe soția mea. Nu. Trebuia făcut o rectificare directă cu un subiect principal și comunicat acolo în biserică. Fraților, dacă în 2017 am spus că iubirea nu poate să existe între două persoane cu vârste majore între ele, să știți că se poate. Fraților, adică să fi predicat exact realitatea de acum. Nu, Mitale, și ce ai făcut, frate? Nu te-am auzit în minutul ăsta? Și 47 secunde, nu te-am auzit niciodată să spui. Că am luat-o că o iubesc. Am luat-o că o iubesc și că îmi place atât de mult. Nu, Mitali? Știi cum văd eu că ai făcut Mitali, frate, și astea sunt niște vorbe dure, dar oricum, vorba voastră să vi se fie domnul, că mai am numai vreo 3 minute, nici nu dau și trebuie să închid video ca să mă mai lungesc. Mitali, dacă eu aș fi fost soția și aș fi auzit asta, atâta m-ar fi durut să aud cumva că știi, na, uite, vă, mă luați pe mine de milă. Degeaba îmi spune el mie acasă că mă iubește. Dacă e rușine cu mine. Că frate Mitale, niciodată n-ai zis în comunicatul ăsta sau în ce ai zis Mitale, niciodată n-ai zis că ce mult o iubesc. Că da, se poate și la vârsta asta. Se poate să te simți atras. Se poate. De ce e greu, frate? De ce e greu, frate, să recunoaștem că iubim? Cât de frumos să te poți mândri în fața poporului cu asemenea soție. Că îs, frate, să știi, îs cupluri care nu pot să se afișeze public din cauza voastră, din cauza prejudecăților voastre și nu pot și ea chiar că trebuie să iubească și să sufere în tăcere. Voi puteți și totuși nu o faceți. Totuși nu o faceți. Că acum degeaba spuneți-mi, da, păi băi, Naomi, tu n-ai de unde să știi că fratele Iosif Vanca nu iubește. Eu nu mă refer la faptul ăsta. Eu mă refer strict la situația actuală, la comentul lui. El niciodată nu a spus public, am luat-o că o iubesc. Nu, el, am luat-o cu atâția copii. Dacă mai știți pe cineva care a făcut gestul ăsta să spune să-mi salut și o frață de cruce, deci dumneavoastră te-ai pozat într-un martir, în loc să te pozezi ca un iubit. Adică, ți-e frică, frate, să spui că o iubești? Mai bine pozezi? Oare cum să simți soția mea tale? Cum să o simți după ce a auzit explicația mea tale? Cumva că ai luat-o din milă. Nici nu că o iubești. Sau, Mitali, vrei să-mi spui că prima dată chiar asta ți-a fost intenția? Păi dacă numai asta ți-a fost intenția de ajutor, nu trebuia să-i căsătorești cu ea. Deci, frate, exact cum i-am spus la pastorul Cristi Boare, spun și la Mitali. Te-am crezut unul dintre cei mai la punct. Acum? I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry, pastore. Trebuie să te las, că chiar că mi se apropie vremea, mi se numără și minutele, nu mai am.
Dar pentru faptul că mitale n-ai fost în stare să recunoști public, ai luat-o că o iubești și că te-ai îndrăgostit de frumusețea ei sau știu de ce te-ai îndrăgostit, nu știu. Urât, frate, din partea mea tale. Urât. Degeaba te faci mitale pe martir. Vrei să spui că nu te prea fericești să o ții acasă? Întreb și eu. Întreb, știi? Sau n-am voie să întreb așa ceva? Mitale cumva în casă, ai jumătate sclavul copiilor? Tătăzon mai plin cu căruțul și alimente? Mitale, n-ai avut privilegiu să te îmbrățișezi de soția. N-ai avut privilegiu să te sărute, nu știu, pe frunte, pe obraz, în alte părți neabține. N-ai avut privilegiu să, știi, să te bucuri de frumusețea corpului ei, nu, frate? Sau ăsta nu e un privilegiu? Să-ți ofere cineva trupului sau trupul ei din iubire și dragoste? Ăsta nu e un privilegiu? Din câte știu, e cel mai de scump privilegiu pe pământul ăsta, ca cineva să-ți ofere dragostea lui sau dragostea ei. Dar nu, frate, Vitalie e sclavă acolo, așa e. Mitali, nu te-ai bucurat de cântarea cântărilor. Vai, nu, mi se fie rușine că vorbești așa de omul lui Dumnezeu. Da, să-mi fie rușine. Tot mie să-mi fie rușine. Nu vouă, că vă martirizați. Atâta de rău îmi pare că mi se termină timpul ăsta, v-am lăsat, oricum n-are rost. La revedere.